Bună seara și bine v-am regăsit, stimați ascultători, la o nouă ediție a emisiunii A Patra Putere. Deja se instalează ușor, ușor gerul din câte vedem. Vremea asta mai călduroasă, așa cum le place celor de la putere, împărăția căldicelului în care stau de 27 de ani, începe să le joace feste pentru că, într-adevăr, ați văzut și dumneavoastră, oamenii s-au trezit, nu mai acceptă această dictatură monstruoasă a forțelor politice care folosesc resursele publice în interes personal și interesul găștii în general care se află grupat în jurul la jmecherașii ăștia. Așa cum ați văzut manifestațiile din ultima perioadă, din această săptămână, manifestațiile și de aseară și de astăzi, am decis împreună cu colegii mei din televiziune, de aici, de la Tele3, să denumim tematica din această seară Tribul de talibani ai PSD nu renunță, pentru că vedeți, băiatul de la Tellerman, geambașul politic de la Tellerman, se ține cu dinții de putere, deși există foarte multe semnale venite, mai ales din zona Clujului, de la fostul vicepremier din zona Clujului de acolo, la domnul Vasile Dâncu. Vedem deja pe Gabriela Firea un pic mai efervescentă, mai neliniștită, ca să spun așa. Oamenii din PSD care sunt obișnuiți cu puterea deja dau semne că nu mai sunt mulțumiți de autoritatea manifestată în cadrul partidului de către Liviu Dragnea. În același timp vedem și o poziție destul de vehementă, un Ludovic Orban care a fost achitat în procesul pe care l-a avut, dar în același timp nu și-a putut juca cărțile așa cum ar fi trebuit la Primăria Bucureștiului. Vedem din partea Mișcării Populare un președinte, Traian Băsescu, care a făcut o opoziție de nota 10, spun eu, la tot ceea ce s-a întâmplat în Parlamentul României, deci ușor, ușor opoziția și reintră în rol și în atribuții, pentru că trebuie exploatat și valorificat tot acest capital politic care în momentul de față este în defavoarea Partidului Social Democrat. Alături de noi și de dumneavoastră în studio se află președintele Partidului Mișcarea Populară Gorj, domnul Nicu Davizoi. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Văd că cu telefoanele acolo sunteți în permanență, să vedeți ce scrie pe fluxurile de știri, Mediafax, televiziunile centrale. Nu, le-am dat pe silențios. Le-am dat pe silențios ca să nu avem probleme. Cum vedeți starea actuală politică? Mă refer în principal la nivelul județului Gorj, pentru că aici, în perioada următoare, o să avem alegeri pentru funcția de primar al municipiului Târgu Jiu, dat fiind că postul a fost vacantat de către Florin Cărciumaru, care a plecat senator la București, iar acum văd că se încing ușor, ușor spiritele, vorbind de un Marcel Romanescu, vorbind câte am văzut în ultima perioadă de un Robert Bugă, care ar fi potențial candidat al Mișcării Populare sau al Forțelor de Dreapta. Cum stau lucrurile? Explicați-ne și noi să înțelegem la momentul de față. Da, în primul rând, țin să vă spun că ne bucură demisia fostului ministru al justiției, altă întrebare, haideți să Florin Iordache, ca să o glumă proastă de-a PSD-ului pe post de ministru al justiției. Revenind la... A fost împins de Paul Stănescu de la O, știți foarte bine că Paul Stănescu e cel fiecare, care face acțiune. Da, și ați văzut că foarte mulți din PSD nu le vedea să creadă că și-a dat demisia, ceea ce denotă faptul că... Dacă i-a spus Paul deciziile... Stănescu la locomanda, gata, nu, să trăie șeful mai executat. Nu, dar ceea ce denotă faptul că în PSD deciziile nu le ia decât un grup restrâns de... Da, Chiseleva acolo, se de joacă și persoane, guvernul și probabil, da. Probabil una sau două sau trei, cel mult, persoane. Referitor la... situația de la Târgu Jiu cu alegerile. E foarte bine că se mai agită lumea, pentru că devenise ceva așa cam prea multă liniște. Într-adevăr, eu l-am contactat pe Robert Bugă pentru a solicita dacă vrea să candideze din partea noastră la primăria municipiului Târgu Jiu. E un tânăr de perspectivă, a mai participat la alegeri, știe cam cum se desfășoară, probabil a învățat și din greșelile pe care le-a făcut în trecutele campanii electorale. Eu zic că totul este în regulă, vom face și un sondaj ca să vedem pe unde ne situăm și este un lucru destul de bun, pentru că de aceea este Partidul Mișcarea Populară ca și formațiune politică, pentru a se face afirmată și pentru a menține mereu în priză pe simpatizanții și membrii de partid al acestei formațiuni. Să nu se curenteze prea rău dacă mențineți prea mult în priză. Așa, pe noi... Da, mai metaforic. Așa, pe noi mă interesează, credeți că va cuantifica capitalul politic și electoral din zona de dreapta al sferei politice sau, dimpotrivă, va lua și din partea de stânga, unde știm foarte bine că defilează pe acea zonă la momentul de față Partidul Social Democrat? Sau așa ne-au obișnuit în cei 27 de ani, cel puțin? Nu, eu cred că Robert Bug a luat din ambele spectre ale... A luat o felie și din spectrul al vieții politice din Gorj. Cred că a luat și din partea stângă și din partea dreaptă. Are posibilitatea să mai mobilizeze la vot și pe
tinerii din municipiul Târgu Jiu și ar fi o dispută destul de interesantă între ei, pentru că am vedea cam care sunt preferințele electoratului din municipiul Târgu Nu Jiu, știu. cei trei fiind exponenți, cel puțin din punct de vedere al vârstei, a tuturor categoriilor Socioprofesionale, da. socioprofesionale și ca și vârstă. Robert Bugă până în 35 de ani, Marcel Romanescu până în 44, da.45-50 de ani și celălalt peste 50 de ani. Acum Și culmea vedem și acolo se poate fi că cele mai care. multe voturi care fiecare dată. Aia nu neapărat trebuie să luăm motamo, că dacă sunt mai multe persoane trecute de vârsta de 50 de ani, ca și locuitori ai municipiului Târgu Jiu, trebuie să punem semnul de egalitate, că toți Azi. sunt votanți ai PSD-ului. Și, după părerea mea, PSD-ul, în momentul de față, prin greșelile care le-a făcut la nivel central, cred că a pus pe mulți membri și simpatizanți, mai ales simpatizanți de ai lor, în gardă referitor la ce proiecte au de viitor. Adică, pe lângă acele promisiuni, să zic așa, fanteziste, multe dintre ele promise în campania electorală, vedem că pe lângă acestea PSD-ul mai are și alte proiecte referitoare la soarta câtorva lideri de la centru ai PSD-ului. Că tot ați atins punctul acesta sensibil, vreau să vă întreb, am înțeles de la colegii mei din presa centrală că în momentul în care s-au mobilizat forțele acelea de la Palatul Cotroceni pro-PSD și anti-Iohannis, cum le place să definească în spectrul de presă, am văzut foarte multe mașini din Olt, am văzut foarte multe mașini din Mehedinți, am văzut autocare filmate din Telorman. I s-ar fi solicitat de către șeful de la Telorman, ca să spun așa, primarului Bucureștiului, Gabriela Vrânceanu Firea, să scoată din cluburile de pensionari care le au oameni la manifestare acolo anti-Iohannis. Și, în schimb, primarul Bucureștiului, Gabriela Firea, a refuzat total autoritatea liderului de la Telorman. Vorbim deja de o criză în partida lui Dragnea sau, dimpotrivă, crezi că se va replia, se va retrage ca să-și consolideze poziția? Nu, cred că mai sunt câteva voci prin partid care nu fredonează la unison cu Liviu Sârma de la Dragnea. Telorman. Este primarul, ați văzut Nu, primarul dar de la Firea nu i-a trimis Iași pe și nimeni, ați știu, văzut? Nu, Firea l-a da. ieșit public. Dar ca organizare nu l-a ajutat cu absolut nimic. Putea să-i trimite în câte cluburi de pensionari sunt în Păi București, nu, în da, se Grumadă. vede foarte clar că tot ce vedem pe acolo, pe la Sunt de televizor, import din sunt alte județe. din alte județe Da. și majoritatea celor prezenți la Palatul Cotroceni și prin declarațiile care le-au făcut presei sunt membri de partid. Au spus-o răspicat că sunt membri de partid ai Și în acest PSD-ului, pe când dincolo în Piața Victoriei, cred erau că apolitici. dacă 3-4% din cei care participă la miting sunt membri de partid sau simpatizanți ai. Vorbim în momentul de față de o criză de autoritate și o criză politică a lui Liviu Dragnea în partid, mai ales că în momentul de față primarul Bucureștiului, Gabriela Firea, este de la PSD. Primăriile de sector, toate cele 6 primării de sector, sunt primari de la PSD. Oamenii aceștia, dacă și-ar fi dat mâna, eu zic că ar fi putut mobiliza un număr impresionant de contramanifestanți la Palatul Nu Cotroceni, cred că dar este probabil l-au o. refuzat total Nu cred pe că este Dragnea. o criză, o stare de nervozitate la PSD, datorată faptului că Liviu Dragnea ia decizii de unul singur, fără să-i informeze, și majoritatea acestor lideri pe care i-a invocat află din presă de deciziile pe care acesta le-a luat. Deci, Când practic, el nu se consultă cu ei și probabil acest lucru o să stârnească cât de cât nervozitatea foarte multor lideri, care, bineînțeles, nu sunt pupincuriștii lui Liviu Dragnea. putem vorbi în momentul de față că există o stare de tensiune între acești primari de sector din București și primarul municipiului București, pentru că în momentul în care ei nu s-au implicat absolut de niciun fel în organizarea acestor manifestări de protest și vedem destul de timid oameni aduși de la Olt, oameni aduși de la Telorman, oameni aduși Nu de la cred, pentru că Giurgiu. nici Gabriela Firea, nu, după câte am văzut-o, nu s-a prea implicat nici ea nu dă semne că ar mobiliza
membrii și simpatizanții Dar PSD-ului la acest miting. Deci este foarte pe clar. surse se spune că ar vrea președinția Partidului Social Democrat și ar fi mai ușor să-l împingă așa către margine pe Liviu Dragnea. Foarte mulți din liderii marcanți ai PSD-ului și mai ales cei cu vizibilitate foarte mare și care sunt și ca notorietate undeva la procente peste Liviu Dragnea, cred eu că așteaptă ca să ia locul. Știți foarte bine că singura posibilitate de a schimba liderii PSD provine tot din Garnitura lor, da. rândurile, da, tot din rândurile membrilor marcanți ai PSD-ului. Așa s-a întâmplat și cu Năstase, s-a întâmplat și cu Joană și cu Ponta. Deci toți au fost decapitați de către ceilalți membri marcanți ai partidului. Probabil și în momentul de față asistăm la acest lucru. Toată lumea așteaptă să mai facă câteva greșeli Liviu Dragnea ca să stârnească și nervozitatea și nemulțumirea foarte multor președinți de organizații și când se va atinge acel punct culminant și care este necesar, punct critic, necesar, probabil Liviu Dragnea va fi debarcat, iar dacă mai face greșeli în acestea, cred că nu-l apucă sfârșitul anului și Deci va credeți că deja fi. prinde sfârșitul 2017 în funcție de președinte al PSD, pentru că oamenii se vehiculează E, deja nu, luna aprilie, cel târziu mai, sunt, deja îl vor nu, debarca din funcție? sunt foarte multe, să zic așa, Necunoscute. necunoscute, pentru că una dintre necunoscute este și decizia pe care o va lua înalta curte în procesul pe care îl are pe rol și care a avut un termen și s-a amânat, probabil peste o lună va fi al doilea termen. Depinde și aici ce decizie se va lua, pentru că aici nu poate să mai fie condamnat cu suspendare, știut fiind faptul că dacă ai deja o condamnare cu suspendare, următoarea este cu executare și va executa și ce a rămas ce i-a primit cu suspendare de la prima condamnare. Deci lucrurile sunt într-o nebuloasă, să zic așa, continuă. Vom vedea și evoluția evenimentelor. De acest lucru contează foarte mult și soarta lui Liviu Dragnea, care cel puțin în prima fază a dat dovadă de o situație, de o dictatură specifică țărilor latinoamericane, adică practic și-a impus toți oamenii în guvern. Spuneți-le, domnule, Este președinte, guvern, sluși, domnule, că ăștia au fost, deci este dacă un le-au guvern sugărit în făcut, ultimul hal, știu, ce este un oameni. guvern făcut din câteva județe Vorbim de Giurgiu, din vorbim de Muntenia. Tellerman Din și de Muntenia. sudiste toate. Da, din Muntenia. Muntenia Dobrogea. Și nu este normal să există starea asta de efervescență și de tensiune, pentru că deja s-au conturat profilele la doi viitori președinți ai Partidului Social Democrat, care joacă cărțile destul de bine în partid. Mă refer la Vasile Dâncu de la Cluj, care are de partea lui deja Ardealul, încearcă să-l mobilizeze. Deja Grindeanu, dacă ne uităm în momentul de față, premierul Grindeanu a făcut ușor, ușor pasul către grupul de la Cluj. Vorbim de o Gabriela Firea care încearcă să mobilizeze Moldova și județele din sud. Deci există deja profilele conturate la doi viitori președinți ai Partidului Social Democrat. Credeți că va apare un al treilea sau cărțile viitorului președinte al Partidului Social Democrat se vor juca între cei doi potențiali candidați care sunt acum în față scoși? Nu, și Dâncu, să știți că are o situație destul de bine și dacă facem puțin apel la memorie, de obicei gruparea de la Cluj a jucat un rol extraordinar de Susținută de important, Realitatea TV. nu neapărat numai susținută de Realitatea TV, dar a jucat un rol Și destul Digi. de important în soarta multor președinți pe care a avut PSD-ul. Năstase, Joană, au fost debarcați cu sprijinul grupării de la Cluj. Cluj. Iar în momentul de față, gruparea de la Cluj este destul de puternică, că dacă altădată, să zic așa, nu se puteau mândri cu rezultate foarte bune în Transilvania și în Banat, în momentul de față PSD-ul a luat un rezultat destul de bun și în Transilvania și în Banat, în general în Ardeal. Ca prosperitate economică și ca situare politică, vreau să vă întreb și eu ce ați prefera dumneavoastră, cum ați prefera să arate România? România să arate ca Tellermanului Dragnea sau ca Timișului Grindeanu? Aia nu, este o comparație, să zic așa, disproporționată. Ba Normal că da, sunt toată două lumea. județe ale României, sunt doi lideri politici, de ce e disproporționată? Atât l-a dus capul pe ăla să facă în Tellerman, atât a făcut celălalt în Timiș.
Nu putem spune chiar așa. Dacă la Teleorman este adevărat că Teleormanul este opera lui Liviu Dragnea, nu trebuie să cădem în capcana să spunem că județul Timiș sau Timișoara, orașul, este opera lui Grindeanu, pentru că Grindeanu este, a fost președinte al Consiliului Județean 4-5 luni de zile. Comparația este, totuși, dacă ne uităm mai mult la mentalitate, putem să spunem că e o deosebire destul de mare și probabil ca orice bănățean orgolios și la criticile foarte dese ale presei, cum că ar fi o slugă credincioasă Grindeanu, cred că nu o să mai gândească că ar putea să fie schimbat și eu zic că o să înceapă să-i opună rezistență lui Liviu Dragnea. Să zic așa, la început mai firav și după aceea cred că din ce în ce mai puternic. Și totuși nu ați răspuns la întrebare, ați deviat ulterior spunându-ne că Timiș nu e opera organizația administrativ teritorială și economică a lui Grindeanu, dar nu ați răspuns ce ați prefera, Teleormanul sau Timișul? Nu se pune problema, normal că Timișul. Pe o scară de și în general, să știți că toate județele din Banat, Transilvania, Crișana, Mureșul istoric, da. Toate sunt mult peste Moldova și Oltenia și Muntenia. Polul sărăciei, după toate statisticile în România, se situează în județele Ialomița și Teleorman, în Oltenia, în Olt, Mehedinț și venim și noi tare de urmă uneori pe culoarul 5 alergăm da, pe ultima 100 de metri dacă maxim. Se duce complexul energetic Oltenia și îi prindem pe toți, cred că. Și Gorjul, da, îi prindem mai rapid decât ne-am fi așteptat. După aceea județele Vaslui și Vrancea sunt iar situate undeva în această poziție. La cum s-au prezentat lucrurile în momentul de față în județul Gorj, vorbim de candidați care aleargă pe culoarul de dreapta și un singur candidat care aleargă pe culoarul de stânga. Nu cumva votul acesta, oricât ar fi de masiv pentru cei de dreapta, se va sparge între acești candidați și va câștiga cel cu PSD-ul, care coagulează doar de pe partea stângă, în general foarte multe voturi, pentru că electoratul PSD-ului este un electorat fidel. Vorbim de o asociere de imagine între Aurel Popescu și Florin Cărciumaru, care cu certitudine se va face acel transfer de capital de imagine. Nu cred. Eu zic că la alegerile locale nemai fiind implicați, nicio implicație politică, aici mă refer la consilierii locali, totul va depinde de persoana pe care o împingi în față să candideze. Deci el este singurul care cred eu că va conta și pe care lumea îl va vota. Votul politic la alegerile pentru primăria municipiului Târgu Jiu, după părerea mea, se va situa undeva la 20% din opțiunile electoratului, restul contând foarte, foarte mult, după părerea mea, persoana celor care candidează și care, prin prestația lor, vor reuși să convingă electoratul din municipiul Târgu Jiu că merită să dețină funcția de primar al municipiului Târgu Jiu. Sunteți unul politician cu o experiență dodoloață în spate, ca să spun așa, din punct de vedere politic. Dați-mi și mie pronostic, vorbim de un pronostic vorbim acum, procentele pe care le va lua la alegerile acestea Aurel Popescu și Marcel Romanescu. Haideți să facem un pronostic de acum. Depinde 2%. Dacă numai ei vor fi candidații. 2%, nu contează cine mai vine. Dați-mi 2%. Să presupună că e și Robert Bucă, dar nu contează cine sunt ceilalți. Păi nu mă interesează ei doi. Aurel Popescu PSD, Marcel Romanescu PNL. Deci Aurel Popescu, după părerea mea, va lua undeva sub 40%, iar Marcel Romanescu undeva situat în jurul a 20 ceva la sută. Deci avem deja primar al Partidului Social Democrat, Aurel Popescu, cu acte în regulă. La momentul care vorbim, da. Lucrurile se pot îmbunătăți. Apare Obama până, să candideze, sau vine Donald Trump la noi acum aici. Așa și președintele Băsescu, în momentul când a intrat în cursa pentru primăria municipiului București, avea un scor.
După aceea, într-un final, scorul s-a schimbat. De ce v-am spus, contează extraordinar de mult prestația celor care vor candida pentru primăria municipiului Târgu Jiu. Și eu sunt convins că nu vor fi numai 2-3 candidați. Mie îmi place ce frumos vorbiți așa, academic, frumos sunt vorbit așa. Băi, băieți, intrați la hotelul ăsta de 7 stele, intră doar omul cu mustață. Dar vedeți că pe spate, pe acolo, pe la spălătorie, mai loc pentru 1-2. A fost foarte frumos așa împachetată. Nu sunt jurnalist ca să fac alții comentarii privind decât la televizor. Știu foarte multe și din substraturile vieții politice din municipiul Târgu Jiu și din județul Gorj. Alții judecă numai după ce văd după aparențe și de aceea propun anumiți candidați că ar fi cel mai bun pentru a reprezenta dreapta. Dar v-am spus, numai după ce văd pe la televizor. Ori lucrurile sunt mult mai complicate decât se văd la televizor. Putem vorbi că politicienii, la starea actuală, la ora asta, la momentul ăsta actual, T0 pe care îl trăim cu toții, sunt misogini? Pentru că eu n-am văzut nicio doamnă sau domnișoară candidată la primărie. Să vină un partid să spună, o avem pe Popescu Elena sau pe Georgescu Maria candidată. Vedem ăla bărbat. În general să știți că viața în provincie e sărăcăcioasă în frumusețile politicieni de, nu pot să cred sex, așa ceva. De sex feminin. Majoritatea se implică în alte activități private, displăcându-le politica. Politica e și o meserie așa care zic eu, ți ocupă și foarte mult timp și de multe ori să știți că succesul apare extraordinar de greu. Și cred că aș și realiza de ce. PSD-ul în momentul de față poate să pună pe o... Putea, după părerea mea, până acum, să zic așa, până pe 31 ianuarie să pună cam ce vrea și lumea vota. Sper acum să mai fi deșteptat și să fi văzut care sunt adevăratele intenții ale PSD-ului și de fapt ce au urmărit ei prin grăbirea aprobării guvernului în Parlamentul României. De fapt nu îndeplinirea pas cu pas a celor promisiuni electorale, care ați văzut că începând cu 1 februarie au dispărut din programul PSD-ului. N-ați mai văzut niciun lider al PSD-ului apărând la televizor și spunând că începând cu data de... Normal, foarte multe lucruri trebuia să intre în vigoare cu data de 1 februarie. Ele au fost mutate cu începând cu 1 iulie. Ne apropiem de pauza publicitară și vreau să fac un comentariu vis-a-vis de ce spuneați dumneavoastră, că succesul în politică apare foarte greu. Dacă te cheamă Cosma și ești fata fostului președinte al Consiliului Județean Prahova și e undeva la 27-28 de ani, ajungi deputat în Parlamentul României și faci selfie-uri în timp ce ea se știe pe acolo și protestează. V-aș contrazice că ea a fost undeva pe locul 3 ca să acceadă ca și deputat în Parlamentul României. A fost necesar ca să-și dea primii 2 demisia. Deci a reușit la 27-28 de ani. Da, v-am spus că poate lui Gabi Firea, care ați văzut v-am ce dotare spus are. În anumite condiții. Și afel și la Ilfov, același lucru. Și a dat altcineva demisia ca să intre. Deci a fost pus paravan altcineva în față care are notorietate și care era considerat o persoană rezonabilă în localitatea respectivă sau în județul Nichitele respectiv. După aceea și-a dat demisia și a intrat al doilea, al treilea sau al patrulea. Nichitele de ele le-a fost atât de greu. Haideți să luăm publicitate și revenim după aceea la dezbaterea noastră. Publicitate, stimați spectatori. Visați la o nuntă de vis cu sute de invitați într-un loc deosebit? Alegeți restaurantul Marigab din Turceni. Două săli moderne vă stau la dispoziție pentru nunți, botezuri sau alte evenimente. Meniuri alese cu cele mai gustoase preparate după rețete tradiționale. Ne dorim ca evenimentele pe care le găzduim să fie de o calitate ireproșabilă, de aceea suntem atenți la fiecare detaliu. Restaurantul Marigab asigură și cazare, camere luxoase amenajate la cele mai înalte standarde. Clienții care închiriază localul pentru evenimente beneficiază de cazare gratuită.
Restaurant Marigab, Turceni, Strada Muncii, numerele 19-22. Rezervări la telefonul 0766 949 901. Marigab, plăcerea de a petrece clipe de neuitat. Într-un paradis natural, popasul Jaleșul te așteaptă în atmosfera de bazma satului gorjenesc. În Arcan, pe malul Jaleșului, popasul nostru este locul ideal pentru relaxare și distracție, unde să vii cu familia și prietenii. La noi găsești mâncarea tradițională românească. Gustul și aromele învietoare sunt completate de un ambient rustic. La popasul Jaleșul găsești cazare cu numai 50 de lei pe cameră. Pentru că vrem să-ți oferim un sejur de neuitat, piscina și terenul de fotbal completează cadrul perfect pentru petrecerea timpului tău liber. Avem o țară cu peisaje mirifice, spectaculoase, locuri de poveste și frumuseți nealterate de vreme. Dar câți dintre noi știm să respectăm acest minunat colț de rai? Tot ce aruncăm nu dispare pur și simplu. Poluează solul, apele și are efecte negative asupra sănătății. Noi toți suntem vinovați de distrugerea mediului înconjurător. Și tot noi avem la îndemână soluția. Exemplul personal îi poate determina și pe cei din jur să protejeze mediul în care trăim. Grija pentru mediu începe cu noi. Vrei să-ți deschizi un restaurant, un cafe-bar sau o rețea de catering? GM ProfiQuip îți ușurează munca. Alege echipamente profesionale, ambalaje, mobilier și multe alte produse pentru dotare și funcționare. Frigidere verticale, mese de lucru, chiuvete, hote, aparate de gogoși, vată de zahăr sau popcorn, dozatoare de suc, mașini de înghețată sau plite de clătite. Noi și second hand la magazinul situat în Târgu Jiu, pe strada termocentralei numărul 39, în zona fostului CET. Se asigură servici și piese de schimb. În plus, vă puteți aproviziona cu diverse materii prime pentru produse de cofetărie și patiserie, dar și ambalaje pentru preparate în sistem catering. GM ProfiQuip, soluția rapidă pentru dotări profesionale de restaurante, hoteluri, cafe-baruri și catering. Amplasat într-un cadru natural în mijlocul parcului central, restaurantul Doina Gorjului are oricând porțile deschise pentru tine și familia ta. La localul nostru, ospitalitatea românească te întâmpină de la intrare. La noi găsești mâncărurile tradiționale românești. Gustul bunătăților de la mama de acasă îl găsești la restaurantul Doina Gorjului. Noi vă facem toate poftele, de la bucatele oltenești, la pizza pe vatră și salatele văratice. În zilele caniculare te desfătăm cu minunata înghețată cu arome naturale. Am revenit, stimați ascultători, la dezbaterea noastră din această seară împreună cu președintele partidului Mișcarea Populară Gorj, domnul Nicolae Davițoiu, și făceam o comparație cu tribul acestea de talibani. De fapt, nu sunt talibani pentru că au oarecare nuanță destul de diafană de talibanism, dar ei sunt mai mult samsar de funcții și samsar pentru propriul interes. Vedem la ora actuală în fruntea celor două instituții reprezentative ale României, respectiv Camera Deputaților și Senatul României, doi oameni care au probleme cu legea. Deci, culmea, acești oameni care au probleme cu legea sunt puși acolo, ca reprezentanții poporului român, să legifereze. Deci vă dați seama, justiția și instituțiile de forță ale justiției în ce situație de impostură sunt puse ca să fie conduși de astfel de oameni. Mie mi se pare cel puțin ciudat la cum stau lucrurile în prezent. Nu știu dacă și domnul Nicolae Davițoiu se pare, poate am eu anumite vederi sau halucinații. Da, probabil ești puțin supărat pe PSD ca formațiune politică, într-adevăr, așa este. Nu sunt pe PSD, sunt pe ceea ce face la momentul actual și din Partidul Social Democrat Liviu Dragnea, la modul în care tratează atât Partidul Social Democrat cât și societatea din România. Păi el își tratează cu dispreț proprii
camarazi politici care alcătuiesc conducerea PSD-ului la nivel central. Ați văzut că și foarte mulți din ei află de deciziile partidului din presă. Da. Lideri importanți ai partidului, Codrin Ștefănescu, marioneta lui Dragnea și sluga credincioasă a lui Dragnea, ați văzut că nu s-a așteptat la demisia precipitată a lui Florin Iordache, o caricatură de ministru al justiției, a devenit celebru și cred că viral pe internet cu celebra altă întrebare. Care acela a fost Nicu Opil pe lângă ceea ce manifestă da, acest... Da, Șerban Nicolae, alt lider important, la fel și a manifestat surpriza pentru demisia inopinantă a ministrului justiției. Dar am văzut că PSD-ul își face datoria până la capăt și a numit un ministru interimar al justiției pe Anca Birkal sau Birceal. Da. Altă capodoperă a PSD-ului, cred că numai bună de ministrul al justiției. O să vedem ce perle va scoate și această doamnă. Nu, mie mi se pare un pic dezarticulată reacția partidului și a liderilor politici vis-a-vis de ce înseamnă structura de guvern. Atâta vreme când nu va fi înlăturat liderul partidului, cei care propune miniștrii, cei care face desemnările acolo la ei, la Sirius pe Chiselev, că până la urmă Palatul Victoriei, dacă ne uităm la cum stau lucrurile în ultima perioadă, e condus în Chiselev, pentru că de la Chiselev se dau directivele cine ce funcție ocupa. Atâta vreme când Liviu Dragnea va avea în continuare autoritatea pe care o are în partid, vom asista la aceea stare tensionată a lucrurilor. Da, atâta timp cât Liviu Dragnea crede că scorul obținut de PSD în țară... Se datorează numai lui, nu prestației mediocre a PNL-ului, își face de cap. Întreb și eu primarii care iau, viceprimarii, consilieri locali, ăștia chiar n-au făcut nimica. Totul s-a datorat datorită minții lui luminate de Tellerman, care a venit și a sclipit ca un far așa în București. Eu sunt convins că Partidul Social Democrat este un partid destul de puternic și cred că îl vor readuce la realitate cât de curând pe Liviu Dragnea și s-ar putea până la sfârșitul anului. Cauzele le-am enumerat mai înainte, cauzele care le are cu penal, pe rolul în alte curți de casație și justiție, această atitudine dictatorială din partid, lipsa de transparență în decizii, cred că va duce în final pe Dragnea la dizolvarea autorității lui. Da, să-și rupă gâtul. În PSD nu se întâmplă să așa facem ceva. O scurtă retrospectivă, ora așa. O scurtă retrospectivă la ce s-a întâmplat. Păi a murit PSD-ul fără Ion Iliescu? Nu, n-a murit. Nu. A murit PSD-ul fără Adrian Stase? N-a murit. Nu. A murit PSD-ul fără Victor Ponta? N-a murit. Să dăm un exemplu și de la noi, de aici, din ocrada noastră. S-a întâmplat ceva cu PSD-ul fără Ion Călinoiu? Din potrivă. I-a arătat valoarea lui Ion Călinoiu și valoarea PSD-ului. Același lucru e probabil. Da, deci, și în cazul lui Dragnea se va aplica. După părerea mea, foarte mulți lideri din PSD și-au dat seama că, de fapt, valoarea lor este apropiată de zero, iar ei câștigă de fiecare dată alegerile cu sprijinul notorietății partidului și membrilor pe care îi au și prin promisiunile de multe ori fanteziste pe care le fac și care, din păcate, vedem că prind în continuare la populație. Populația se pare că nu s-a învățat nici acum că PSD-ul aplică doar câteva măsuri în acestea de protecție socială și după aceea începe să-și dea rama pe față și să arate lumii de fapt care este scopul pe care îl urmăresc ei, îmbogățirea anumitor lideri ai PSD-ului, acordarea preferențială a unor sume de la bugetul statului către anumite unități administrative teritoriale din țară. Deci este un partid în care favoritismele sunt pe loc întâi în preferințele lor. Păi și nu se aruncă de regulă de acolo, de la centru, Ciolanu, cel mai mare și cel mai delicios, la Haita, care a răspuns cel mai bine din punct de vedere electoral. Da, și de aceea ei și încearcă să scape de instituțiile de forță ale statului,
cum sunt parchetul general, DNA-ul, justiția, pe fondul unor greșeli și unor acuzații aduse unor membri ai acestor instituții, adică persoane importante cu funcții de conducere, cu funcții de conducere în aceste instituții, încearcă să, de fapt, să reducă lupta anticorupție și prin acest lucru să-și poată ei face cam tot ce vor în această țară. Am vorbit cu colegii mei din presa centrală și mi-au spus că atât cu cei din conducerea, care au vorbit cu cei din conducerea centrală a Partidului Social Democrat, și spun că de două zile Dragnea nu mai răspunde la telefon, nu mai răspunde pe Facebook, nimeni nu mai știe nimic de el de două zile. E păcat că probabil ocupat cu aceste probleme. Nu, dar are telefoanele închise. Știu, dar liderii după ocupat, sunat, telefoanele da, dar ocupat cu aceste probleme, după părerea minore. S-a dus să consoleze. Nu. Ocupat cu aceste probleme minore, el a pierdut, din minore între ghilimele, a pierdut din S-a dus la un spa să se relaxeze, nu spuneți acum. Stai și face burbuci acolo și se uită la televizor și dă în telecomandă. Că e prea stresat omul și neuronii au nevoie să se detensioneze. Da, a pierdut din vedere contextul politic și situația actuală a zonei în care se află România. O zonă destul de agitată, cu multe probleme, Bulgaria, Ungaria, Serbia. Haideți, vecinul de la Răsăi, Rusia, Ucraina. Haideți să exprimăm mai pe scurt explicația asta noastră, savant geopolitică, care spune, nu, nu, m-am confundat tarloa lui de la Telerman, unde făcea și desfăcea totul materie de funcții publice, cu politica României. Aici a fost marea problemă. El a confundat o tarlad în Telerman cu România. O România nu reprezintă tarlaua aia pe care el responsabil acolo. Da, asta se vede micimea unui lider politic. Și puterea prea mare l-a strivit-o. Care pentru cea mai mare funcție care a acces el a fost președinte de Consiliul Județean și ministru parcă al dezvoltării regionale, după câte știu, o perioadă destul de scurtă până a survenit acea condamnare de un an cu suspendare în problema referendumului. El era perceput totuși până la momentul actual ca un mastermind, un tip de la foarte inteligent care stă în culise și știe să facă jocuri de așa natură pe tabla de așa, încât ceilalți atât de orbiți de fantezia mișcărilor nu văd și le scapă realitatea de sub nas. E, tocmai în această capcană a căzut el singur, pentru că s-a autopăcălit în toată această situație. Da, se vede foarte clar că este o pălărie prea mare pentru el și o să-și dea seama cât de curând că prin această atitudine dictatorială pe care are rândurile PSD-ului, va pierde. PSD-ul este un partid destul de mare, cu oameni de diverse profiluri intelectuale, au totuși și oameni, nu trebuie să negăm acest lucru, au totuși și oameni destul de bine plasați din punct de vedere intelectual. Să nu dați-mi confundăm. Dați-mi și mie două exemple de la Târgu Jiu și de la Gorj. Două, ziceți-mi doi, X și Y. La Telorman nu-i cunosc, la Târgu Jiu nu pot. Știți că sunteți aici. Ziceți-mi doi, păi a spus că au profiluri intelectuale, nu știu cum, explicații să avate. Ziceți-mi doi. N-aș vrea să creez invidie la Târgu Jiu și la Gorj, de aceea n-aș vrea să dau exemple. Iar la Telorman nu-i cunosc. Singura personalitate de la Telorman. Să exprime puterea cuvântului și puterea exemplului pe care aveți dumneavoastră în calitate de lider de partid. În momentul în care ați făcut o astfel de aserțiune și de datoria dumneavoastră să dați singuri, măcar două explicații de oameni intelectuali din Partidul Social Democrat. Știu, dar singurile persoane care le cunosc de la Telerman sunt Dragnea și cu Dan, sau cum o cheamă, ministrul de interne. Amândoi două capodopere, că și ministrul de interne a zis ce declarații fulminante a făcut atunci când a avut loc meeting-ul de la București și când a avut loc acel incident cu huliganii care ieșiră de la un meci. Acolo ne-am dat seama de capacitatea de a conduce un minister ca Ministerul de Interne de către doamna de la Telerman, doamna Dan, sau cum da. Îi cheamă. Bine, atunci, apropo de intelectualii de la Gorj, o să dau eu câteva exemple și dumneavoastră o să spuneți dacă este intelectual sau nu, respectiv un membru al Partidului Social Democrat. Dar și aici suntem la concurs. E normal să dăm o anumită etichetare oamenilor ca să știe exact, băi, e așa sau e așa. E albă sau e neagră, e simplu. În momentul de față nu mai există nuanțe intermediare, știi că ăsta e portocaliu, dacă îl întorc pe partea asta e verde, dar pe partea asta e maro. Știu, e conțărant cu mine și mă abțin pentru că aș fi subiectiv. Bun, Victor Ponta.
Intelectual sau neintelectual, să folosim un... La Victor Ponta este greu de crezut așa. Este un șmecheraș, un golănaș din acesta de cartier, lustruit foarte bine prin culisele politicii de către, sau șlefuit de către Adrian Năstase atunci când a fost șeful corpului de control. A luat ce e mai prost de la Adrian Năstase, pentru că totuși Adrian Năstase era un intelectual, putem să spunem, cu toate defectele lui. Într-adevăr, a căzut și el în această capcană a grandorii politice și ați văzut finalul, a pierdut și alegerile prezidențiale. Păi după ce s-au numărat ce și făcuse și un mandat de 5 ani și a ajuns și la pușcărie după acel proces în care era acuzat de strângere de fonduri ilegal. Și haideți să mai încercăm și o a treia persoană politică de la Gorj, Mișu Mihai Weber, cum se numește, Mihai Weber. Mișu îi spun apropiații pentru că e un derivat de la Mihai. La fel, aș vrea să mă abțin că s-ar supăra ceilalți, celălalt, s-ar supăra Florin Cârciumaru dacă la el a spus că mă abțin și la Mișu Weber aș da un anumit calificativ. Cum vedeți duelul care se va duce cel mai probabil între cele două tabere, respectiv Florin Cârciumaru, care are susținerea Partidului Social Democrat, marea infrastructură de partid, și pe de altă parte vorbim de un Mihai Weber care este ușor grefat de undeva din exterior, aproape din Tellerman, pe trupul Partidului Social Democrat la Gorj? Da, eu nu cred că Florin Cârciumaru va fi schimbat din funcția de președinte al PSD-ului la Gorj, la alegerile care le va avea loc în toamnă, pentru că totuși are susținerea majorității primarilor și majorității membrilor influenți din Partidul Social Democrat. Asta în cazul în care se vor desfășura niște alegeri libere și democratice. Poate să existe și surprize, așa că eu m-am referit la democrație și la libertate. Ceea ce nu prea vedem în ultima perioadă în sânul Partidului Social Democrat, lucru care ar trebui să îi întristeze și pe ei, pentru că anul acesta se vor organiza alegeri în toate filialele din România ale Partidului Social Democrat și ale PNL-ului și ale noi și la Partidul Mișcarea Populară. Ori această lipsă de transparență, de democrație și de libertate a filialelor în așa lege pe cine vor acolo președinte, ar trebui să-i și întristeze, să-i și îngrijoreze. Credeți că sunt interesați de tot ceea ce are legătură cu democrația sau mai degrabă preocupați de accesul la resursele publice care până acum vedem i-a îmbogățit foarte mult atât pe ei care au fost la pupitru numărul 1 al administrației publice și grupul de care s-a înconjurat și de regulă la comunitate, la oameni ăștia rămăriți care suntem cu toții de îi înconjurăm pe cei care au fost desemnați să ocupe aceste funcții privilegiate, nu prea ajunge nimic. Vorbim de stres făcute praf, vorbim de dispariția locurilor de muncă, vorbim de lipsă de investitori, vorbim de lipsa oricărei șanse la un viitor mai prosper. Ar trebui să îi îngrijoreze pentru că odată și odată toți se vor întâlni cu aceste lucruri. Ați văzut și Dragnea este beneficiarul unei lipse de atenție din partea legislativului, aceea lege dată în 2002 sau în 2003 care interzice celor care au avut condamnări să acceadă la funcția de prim-ministru. Deci toate aceste lucruri ar trebui să-i îngrijoreze, restul sunt lucruri trecătoare. Dacă pun accent numai pe aceste să zic așa, acordări de fonduri de la bugetul statului către anumite unități administrativ-teritoriale din județele respective, o să vadă în final, atunci când vor avea nevoie ei personal, că se confruntă cu această lipsă de democrație și de transparență și atunci își vor da seama că au procedat incorrect. Am asistat numai departe de ieri la un protest spontan al celor aproape 150 de angajați de la IDP, Întreprindere de Drumuri și Poduri, compania aflată în subordinea Consiliului Județean, acestor oameni care vor să fie disponibilizați în perioada următoare în prag de iarnă.
Da, acolo este, este o mare surpriză pentru că... Lucrau, acuzau oamenii că lucrează cu utilaje închiriate, acuzau anumiți oameni care au fost anumite personaje influente, care au avut personaje ingineri sau ce erau acolo, care au avut trecere la nivel de vârf al administrației și ulterior au preluat lucrări făcute cu oameni mai puțin și probabil nu într-un mod atât de profesionist care l-ar fi putut face ei. Ce se întâmplă acolo? Nimeni nu ia nicio măsură. Eu cred că această situație vine din urmă de pe vremea lui Călinoiu, știți, când a fost acea celebră licitație care a fost câștigată de către un privat, mult discutată și prin presă, mult contestată. Deci cred că de acolo provine această situație grea a IDP-ului. Plus, cred că cei care au fost puși să conducă de-a lungul timpului această întreprindere subordonată Consiliului Județean au fost puși doar strict pe criterii politice. Pentru că această întreprindere ar avea atât de mult de lucru în județul Gorj, la modul cum arată infrastructura județeană, încât este foarte greu să crească o asemenea societate ar putea să intre în insolvență sau să dea faliment. Acolo s-au petrecut lucruri necurate pe care cred că actualul președinte al Consiliului Județean, Cosmin Popescu, ar trebui să le analizeze și să ia măsuri în așa fel încât acolo să numească niște directori capabili, oameni care vor să facă treabă și eu sunt convins că o pot relansa. Dar fără o analiză, să vadă cine a fost de vină, ce s-a întâmplat cu utilajele pe care le-a avut această societate, cui au fost închiriate, de unde au fost cumpărate, la ce licitație a participat, pentru că undeva este o fraudă sau o eroare de s-a ajuns în această situație. Eu știu de pe vremuri această întreprindere care era una prosperă, avea tot timpul de lucru. Haideți să fim serioși și e greu de crezut că la cum arată județul Gorj cu o întreprindere de drumuri și poduri subordonată Consiliului Județean, mă refer numai la drumurile care sunt județene. N-ar avea de lucru. Plus că ar putea să participe la licitații, acum sunt o groază de licitații pe fonduri europene, de asfaltări în majoritatea localităților din județul Gorj, ar putea să participe. Bine, asta în cazul în care ar avea și o dotare tehnică adecvată, că nu te poți duce acolo cu patru basculante și patru roabe și patru lopeți să zici că vrei să câștigi o licitație de câteva milioane și de... Și dotarea aia nu era cumva atributul managementului de, pe care de să euro. Ba da, pe de-aia spun eu că Cosmin Popescu și pe cât el știu... Eu băiat, mă abțin până pe 5 e, e băiatul, băiat deschețat, ar trebui să aibă altă abordare și altă atitudine. Până când a fost înghețat, dacă acum e dezghețat. Da, asupra viziunii acestei pe viitor acestei societăți comerciale. O societate comercială destul de necesară care și-ar putea rezolva toate neajunsurile care le are infrastructura din județul Gorj. Știi foarte bine, CNADR-ul nu se ocupă decât drumurile naționale. În rest, toate sunt în subordinea Consiliului Județean. Deci are destul de mare o plajă de drumuri care poate să le execute, poduri, podeste, ce mai au, prin toate localitățile. Mai sunt bani alocați la anumite localități de să execute pe fonduri europene sau prin planul ăsta național de dezvoltare. S-au alocat o groază de bani. Iar o întreprindere specializată, cum este IDP-ul, ar putea fi folosită la aceste lucruri, ar putea fi și prosperă. Dar aici, dacă ar avea și niște manageri mai destoinici, oameni care se intereseze, participe la licitație din banii și din profitul pe care realizează să facă și investiții, pentru că trebuie să o recunoaște. O societate care nu are investiții făcute, nu are dotarea necesară, este foarte greu să spui că participi în zilele de azi la licitații, să le câștigi, să lucrezi numai cu utilaje închiriate de pe la alții, cum de altfel este un obicei, să știți, al societăților care câștigă licitațiile și la primăria Târgu Jiu și la Consiliul Județean, câștigă societăți care tot la fel sunt mediocre ca și dotare. De regulă.
ca mediocre ca și dotare și apelează la închirieri de utilaje de la alte societăți. Participă în grup la licitații ca să scoată anumite societăți comerciale și fac un fel de cartel care câștigă aproape toate licitațiile care sunt în județul Gorj. Aici Consiliul Județean are foarte, foarte multe de făcut. Este soarta 100 și ceva de oameni care au fost disponibilizați. Nu sunt 4-5 oameni, ci 147 și în prag de iarnă, exact cum a spus, când nevoile sunt foarte mari, toți au nevoie de bani pentru combustibil, pentru facturile la întreținere, pentru copii, orice, pentru rate la bancă, pentru ceva. Haideți să mai atingem un punct sensibil în această seară, v-aș ruga să îmi faceți un comentariu vis-a-vis de acea mult controversată investiție care a existat la Rostramo. Crezi că vom vedea acolo acei investitori venind și făcând angajări din rândul târgujenilor? Pentru că am mai avut o surpriză tot așa cu o firmă de cablaje care a venit chipurile și după aia a dispărut într-o dată în ceață, ca știm noi cine. Sincer să fiu, eu îl cunosc pe cel care a câștigat clădirile, care a participat la licitație și a câștigat clădirile de acolo, de la Severin, pe Izvoranul, cunosc de, cred că, vreo 10-15 ani. Acum nu știu cine se ocupa, cu ei investiția, care este societatea care deschide acest punct de lucru, că bănuiesc că cel care a câștigat licitația la teren și la clădire, probabil a închiriat mai departe altei societăți, pentru că știu că și la Severin există o societate care se ocupă tot cu așa ceva. Cred că undeva unde era fosta fabrică de hârtie și celuloză, dacă mi-am da, bine aminte. Și cred nu, că tot vor veni, cred vor că tot Izvoranul a câștigat-o. Deci nu cunosc situația, dar de obicei sunt foarte sceptic. De ce? Ați văzut foarte bine, salariul minim se mărește destul de trepidan și la noi într-un lid cam alert pentru posibilitățile foarte multora dintre micii privatizați și micii întreprinzători. Toate aceste societăți care deschid în România și de obicei se plasează multe dintre ele și în județele acestea mai sărăcăcioase, mizează pe o forță de muncă destul de ieftină și de aceea vin în zonă. Și dacă, ușor accesibilă. Na. Da, și ușor accesibilă. Probabil munca care o desfășoare nu este o muncă profesionalizată care să necesită oameni de cu o altă pregătire. O concluzie a întâlnirii noastre, că ne-au anunțat colegii că am terminat de ceva timp. Ce să zic, așteptăm evoluția ulterioară a acestor evenimente pe care le-am analizat astăzi seară și sperăm să vină primăvara cât mai repede, pentru că vremea de afară sau prognoza până săptămâna din viitoare duce pe foarte mulți cetățenii posibilitatea de a-și achita cheltuielile de întreținere. Până vine primăvara la dumneavoastră, mai vine un tăvăluc de iarnă peste noi, anunțat la modul concret și real. Mulțumesc pentru participarea din această seară, președintele Mișcării Populare Gorj, domnul Nicolae Davițoiu. Vă mulțumesc și noastră, stimați respiratori, că sunteți care fiecare dată alături de noi și număr din ce în ce mai mare. Vă spun o seară plăcută și rămâneți alături de Tele3, singura televiziune liberă și independentă din județul Gorj. O seară plăcută, la revedere!